Actualitatea din nou în direct. În urmă cu 31 de ani, 21 decembrie 1989, în București avea loc și în București izbucnea Revoluția care a dus până la urmă la căderea regimului comunist. Era ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu. Ce s-a întâmplat cu dosarul Revoluției? După 30 de ani, în aprilie 2019, parchetul general a trimis în fine în judecată pentru infracțiuni contra umanității 4 inculpați: Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Cico Dumitrescu. Procurorul de la general de la acea vreme, Augustin Lazăr, își cerea scuze pentru durata excesivă a anchetei. În octombrie anul acesta însă, instanța supremă a constatat neregularitatea rechizitoriului, așa că dosarul s-ar putea întoarce la parchet. Încă un element foarte recent, în urmă cu doar câteva zile, ministrul apărării Nicolae Ciucă și-a cerut iertare de la familiile rămase în suferință în decembrie 89 din cauza, citez aici, greșelilor, erorilor sau abuzurilor săvârșite de unii dintre angajații Ministerului Apărării Naționale în timpul Revoluției. Vorbim despre toate astea cu Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Bună seara! Bună seara, domnule! În fiecare an de 30 de ani încoace, practic, iată, vorbim despre semnificația acestei zile, ne trec fiori de fiecare dată revăzând acele imagini cu mitingul din piața Palatului, cu tot ceea ce a urmat, cu împușcături, cu noaptea de la baricadă, cu 22 decembrie, nu ce urma să se întâmple, elicopterul și așa mai departe. De câțiva ani încoace, domnule Mărieș, am impresia că pe lângă starea asta de rememorare, de, știu eu, tristețe, bineînțeles, pentru cei pe care i-am pierdut atunci, dincolo de starea asta de meditație despre cum au arătat 30 de ani ăștia, ne însoțește o stare de iritare. Pe măsură ce vorbim despre fiecare 21 decembrie, care se mai adună la catastif și în care chestiunea Revoluției nu e tranșată, până la urmă. Iritarea vine și din faptul că în urmă cu practic 9 ani de zile, 2011, survine prima decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care cere statului român să facă anchetă efectivă pentru fiecare persoană, pentru fiecare victimă, să fie trași la răspundere cei vinovați și implicit să fie să li se acorde o sumă de bani familiilor care au avut de suferit, că au pierdut membru al familiei, că este invalid în cărucior sau că a fost rănit sau reținut. Avem 9 ani de când CEDO a statuat practic în România în perioada decembrie 89. Perioada infracțională decembrie 89, iunie 90 s-au săvârșit crime împotriva umanității, crime săvârșite de către la comanda autorităților statului român până în 22 decembrie din ordinul dictatorului Nicolae Ceaușescu, după 22 decembrie din ordinul democratului, în ghilimele, Ion Iliescu. Ei au fost cei care au transmis comanda, iar execuția a aparținut până în 22 decembrie, la fel reține CEDO, armatei, miliției, securității și gărzilor patriotice, forțele de reprimare din piața universității, din piețele din Timișoara, din Cluj, din Sibiu, din Arad și din alte locuri. După 22 decembrie, acel grup format ad hoc, spun ei, în după masa de 22 decembrie, la Ministerul Apărării Naționale, din care făcea parte Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Iliescu, Mazilu, dar și generalii cu vechi state la Moscova, gen Militaru, Costial și alții, dar și generali criminali care participase la Timișoara, dăduse ordine la Timișoara și respectiv la București pentru reprimarea demonstranților, toți aceștia își dau mâna, o pun de un complot împotriva Revoluției, complot care reușește, astfel se instalează la putere. Ce devine și nu face nicio diferență între cele două perioade, ba mai mult de atât, nu face nicio diferență nici legat de iunie 90. Între astea mai avem vreo două mineriade, mai avem și un Târgu Mureș sângeros. Și cu toate acestea, statul român nu reușește să finalizeze aceste dosare. Acum spunem statul român. În primul rând, acest stat degeaba, spun stat paralel, spun fiecare cu... Asta îi zice stat degeaba. Eu îi spun statul degeaba. Stat degeaba, că e degeaba și că stă degeaba. Acest pahar, da, să spunem că este statul, iar în interior sunt cei care diriguiesc treburile acestui stat. Ei stau aici în acest pahar degeaba pentru că pentru națiune nu fac nimic.
Deci pentru poporul român nu fac nimic. Corupție, mizerie, proiecte de la lăsați banii la Parlamentul European, deși avem distribuiți pentru România ca să facă o șosea. Deci aproape nimic. Din punct de vedere al adevărului, absolut nimic. Ce fac ei, ei fac doar pentru ei. Adică aici este Ministerul Justiției, aici este Ministerul Public, Parchetul General, aici este Guvern, aici este Președinția. Ziceți că aici... nu e nicio formă de contact între conținutul ăsta închis așa relativ niciun fel de și... contact cu națiunea. Aproape niciun fel de contact. A spune, nu în totalitate, dar aproape fără niciun fel de contact cu națiunea. De ce oare? Și vine întrebarea firească. Bun. Sunt încă persoane care au participat atunci, unele care au deținut funcții, alții care dețin funcții acum. Chiar mă uitam pe jurnalul istoric al armatei aseară și observam că din partea Academiei Militare, în piața universității, în 21 decembrie, au fost peste 700 de elevi ai școlii Academiei Militare. Întreaga școală de ofițeri de miliție securitate de la Băneasa, actuala școală SRI. Acei elevi, anul 1, anul 2, anul 3, au ajuns astăzi, după 30 de ani, dacă atunci aveau 19, 20, 21 de ani, plus 30, sunt în cele mai înalte funcții și grade din România. Dacă sigur, n-au ieșit la pensie, domnule Mărieș, că știți sigur, că se iese mai devreme. Este adevărat, în unele instituții s-a ieșit mai devreme. Poate-s deja toacă pensioara Sunt mulți. Avem inclusiv miniștri care erau activi. Bun. Acum, acești oameni, sigur că este în primul rând jenă. Eu nu l-acuz pe soldat că a tras. Eu l-acuz pe cel care i-a dat ordin, în primul rând. Și-a asumat ordinul respectiv și n-a fost tras la răspundere. Ba din contră, sunt tabele întregi în jurnalele de luptă ale armatei în care pe 27, 28, 29 decembrie ei primesc prime. Primă de 800, de 600, de 1000 de lei, de 1200 de lei, în funcție de grad și de activitatea probabil care au desfășurat. Deci iată că ei sunt plătiți pentru că ne-au omorât, pentru că ne-au împușcat, pentru că au făcut teroarea care au făcut-o timp de, să zicem, aproape două săptămâni. Ceilalți ce primesc? Adică noi. Onorul, domnule revoluționar, extraordinar. Dar din păcate vreo 1200 dintre noi primesc glonțul și ajung la 2 metri jumate sub pământ, lăsând 1200 de familii îndoliate. Alții sunt, spitalele erau pline de oameni operați, cu răni. Alții au rămas maltratați pe viață. Alții au rămas cu probleme grave psihice. Am colegi în asociație după noaptea de groază din 21 decembrie, de la bătăile, loviturile în cap, până la Jilava din acea noapte. Asta aș vrea să ne povestiți, vă rog, pentru că noi suntem obișnuiți, cei mai tineri dintre noi, cu atât mai mult n-au avut acces la evenimentele astea decât prin intermediul mărturiilor filmate. Mărturiile astea filmate se ocupă de mitingul din 21 decembrie al lui Ceaușescu, de huiduieli, de niște oameni care o pornesc pe străzi în capitală. Pe urmă, saltul se face cumva la ziua de 22 decembrie cu veștile cu sinuciderea generalului Milea, cu bucureștenii care ies într-adevăr la manifestații pe stradă și, mă rog, pe urmă cu fuga lui Ceaușescu și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în acea noapte n-avea cum să fie foarte documentat prin materiale filmate, sunt destul de puține și atunci aproape deloc. Pare ceva extrem de tulbure, numai că ce s-a întâmplat acolo este de fapt cheia, spuneți dumneavoastră și mulți dintre revoluționari, este cheia pentru că ea dă dimensiunea a ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu, eu știu, un meeting care a luat o razna și s-a întâmplat ceva, nu oameni care au ieșit pe străzi după ce situația era cât de cât sub controlul noii puteri. Acolo e cumva esența, nu, demersului revoluționar și a curajului celor care au ieșit pe stradă atunci, de fapt. Cheia... Încleștarea aia din centru, de la kilometru zero. Acea încleștare este echivalentă, spune, cu încleștarea de la Timișoara din 17. 17 decembrie Timișoara și 21 decembrie București sunt zile surori, le spunem noi. Aceleași forțe de represiune, aceleași ordine date împotriva demonstrațiilor. Acum să nu credeți că în 21 decembrie seara am fost foarte mulți. Să nu credeți că acel meeting al lui Ceaușescu, care avea 100.000 de participanți, au venit de la acel meeting în partea asta la universitate. Noi am început la universitate, eu când am ajuns, erau 25-35 de persoane. De asta spun că acolo e diferența, de fapt. Acolo este diferența și nu avem casete.
Am un coleg care a reușit să facă câteva poze de la baricadă cu flăcări, mă rog, atât cât să vede și cât e de bun filmul. Dar sigur că nu s-a filmat, sau cel puțin până astăzi, nu am obținut filmări de noapte, din noaptea de groază a zilei de 21 decembrie. M-a întrebat cineva astăzi în piața Universității, de la un alt post de televiziune, în trei cuvinte, spuneți-ne, domnul Mărieș. Și le-am spus, oriunde priveai, vedeai violență, sânge și moarte. Bălți de sânge rămase spălate cu hidrantele în dimineața de 22 decembrie, undeva pe la 3-4 dimineața, declarațiile ofițerilor și suboficerilor și militarilor care au participat la spălarea sângelui. Nu sunt ale mele, ei au făcut aceste declarații. Ce pot să spun? În acea noapte de groază, în București, s-au tras 22 milioane de gloanțe. Conform jurnalului Lupta Armatei, pe care l-am prezentat de nenumărate ori la diverse posturi de televiziune. Ca să tragi 2 milioane de gloanțe, este suficient să le tragi în aer, dar este în același timp suficient ca să creezi teroare. Pentru că, de fapt, ei au creat teroare. În primul și în primul rând teroare. Gaze, tunuri cu apă, tancuri trecute printre noi, tancuri care au călcat oameni, mașini de armată care au călcat oameni. Plus momentele de la baricadă, dar mai ales momentul de la Dales, unde acolo efectiv s-a tras în plin. Despre acest moment pot să vorbesc pentru că am fost efectiv acolo. Șansa a fost ca să mă ocolească. Astăzi s-a dezvelit, după 31 de ani, un mic monument care a fost dăruit de cineva, deci nu pe bani, dăruit de cineva, s-a dezvelit la ora 5, a fost și un sobor de preoți, s-a făcut o slujbă acolo pentru sfințire. Nimeni nu s-a plecat 31 de ani dintre autoritățile statului român să facă acolo ceva. Nimeni. Cum de fapt, în general, în București, în afară de Țeapa, care nu creează nicio emoție, și vedeți și dumneavoastră că un monument trebuie să creeze emoție, în primul rând. Ori acest monument nu creează emoție. Atât timp cât nu creează emoție, și lumea îi spune Țeapa lui Iliescu, este clar că nu și-are locul și nu este agreat, nu doar prin forma care o are, dar nici măcar ideea nu este agreată, nici măcar ideea celui care l-a comandat, ca să spun așa. Aici, într-adevăr, este diferența, pentru că ei nu se limitează doar a ne rupe în două, ca să folosesc un termen nu tocmai academic. Au intrat în stațiile de metrou, au blocat metrou. La fel și acolo unde vedeai violență, moarte și sânge. I-au rupt în două în metrou. Cei care erau reținuți, bătuți până la mașină, bătuți în mașină, îmi spunea un martor ocular de la Dales, care era la poartă, la Dales, la momentul respectiv, pentru că noi sigur am încercat să ne refugiem. Eu am intrat prin gangul de la Dales, am sărit gardul în facultate de farmacie și așa am scăpat împreună cu aproximativ 100 de oameni. Acest om, fiind la muncă, era rămas acolo. A numărat 36 de oameni aruncați în camioane, din care 13 erau morți. Dar mi-a spus și a venit și a povestit această chestiune și pe un post de televiziune. Nu i-au ales că-s morți sau că-s răniți. I-au aruncat pur și simplu ca să-i ducă de acolo cât mai repede. Cei care au spart geamurile, pentru că de panică oamenii au spart geamurile la Dales, și geamurile la Dales sunt mari, și au intrat înăuntru, au fost scoși de acolo aproximativ 60 de persoane, au adus două mașini și mi-a spus, n-am văzut în viața mea atâta violență. I-au rupt în două până în mijlocul drumului, au tras camioane în mijlocul drumului, i-au scos din sala Dales și i-au măcelărit. De acolo mergeau pe platou la Poliția Capitalei. Acolo era altă bătaie. Adică criminalitatea de care a dat dovadă armata, miliția, securitatea în acea noapte este de nedescris. Există declarații de martori de pe Câmpineanu, strada Câmpineanu. Sunt convins că acel om a stat după perdea și a privit. Spune, în momentul în care intrau pe Câmpineanu, începeau să-i lovească și am văzut zburând din ei șuvoaie de sânge. Câtă violență și cât de tare trebuia să lovești ca să-i sară sângele din venă în locul unde se producea rana. Deci bestialitatea a fost fără margini și fără niciun fel de reținere. La fel s-a întâmplat și la Timișoara, ba acolo mai grav, și mă opresc. Nu s-au limitat că i-au omorât să le dea familiilor să-i îngroape creștinește, să aibă și o cruce sau un mormânt. I-au băgat în saci, au luat o mașină de la Comtim.
celebru comtim combinat de carne de la Timișoara, frigorifică, i-au adus la București, i-au ars într-o noapte, da, și i-au aruncat într-un canal. Sunt informații cu profund impact emoțional, trebuie să spunem asta, ori de câte ori vorbim despre situații de genul ăsta. Probabil, domnule Mărieș, că mulți, cu cât ne depărtăm de momentul acela, și repet, cei mai tineri dintre noi probabil că spun, domnule, dar în vremurile alea ce se putea face altfel? Adică hai să ne imaginăm, suntem două societăți diferite, cea de acum de cea de atunci. Trebuie realmente cineva să dea socoteală pentru lucrurile astea care erau comandate de un anume sistem în care asta era regula. Ce să facem dacă așa se trăia atunci? Câte sute sau zeci de vinovați să găsim dacă toți erau, dacă toți eram de fapt, nu, într-o formă sau alta, parte din acel sistem? Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune următorul lucru. Nu e că ne-a invadat cineva, asta vreau să zic. Trăiam într-o țară cu acele reguli și... așa, da, numai că regulile după respective. 22 decembrie am avut pretenția că se schimbă. Ele nu s-au schimbat, din păcate, până în iunie 90 și curtea reține că în perioada infracțională decembrie 89-iunie 90, în lupta demonstranților pașnici de desprindere dinspre un regim totalitar comunist spre unul democratic, autoritățile statului au făcut tot ce discutăm aici. Adică, în final, concluzia curții este crimă împotriva umanității. Una dintre cele mai grele pedepse care se dau pentru, sau mă rog, acuzații care se pot face de către justiție. Ea este imprescriptibilă și cu toate acestea perpetuăm în această încăpățânare acestui stat degeaba, adică stat pentru ei. Ei stau foarte bine aici. Iau apă, beau apă, crește floarea, crește pomul, copilul la facultate și așa și mai departe. Domnul Radu Mușat, mă gândeam venind la dumneavoastră la următoarea chestiune. Haideți să facem o comparație între copilul revoluționarul ucis la Timișoara, la Cluj, la Sibiu, la Brăila, la Rareșița, la București, unde vreți dumneavoastră în țară, și copilul generalului sau colonelului care a fost avansat imediat la 3 zile, la 7 zile de Ion Iliescu la gradul de general pentru că a tras. Unde este copilul acelui individ care a avut întotdeauna indemnizații foarte mari, da? Și unde este copilul revoluționarului care, mă rog, după niște ani de zile au zis, domnule, totuși, haideți să le dăm și urmașilor de eroi martiri, uite, la mamele de eroi martiri le dăm 0,5%. Adică le dăm 1000 de lei acum. Ăla, generalul care a oprit aceste dosare, care n-au lucrat în aceste dosare, haideți să luăm numai ultimii ani. Deci vine decizia CEDO, 2011, vine decizia Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în 2014, clar crimă împotriva umanității, să redeschide dosarul 13-15 iunie și Ion Vasilache, șeful secției parchetelor militare împreună cu Gheorghe Coșneanu, șeful secției penale și cu patru indivizi procurori, închid dosarul Revoluției. Adică aberant total, nu. Știți câte grade are Vasilache, șeful secției de atunci? 4 stele de general, probabil care 30.000 de lei pensie. Iar o mamă de erou martir are 1.000. O să spună unii, nu, domnule, care două acum. S-a dat o lege prin care, într-adevăr, s-a făcut echivalent unei indemnizații de revoluționari cu una indemnizație de urmași. Dar nici astăzi nu au reușit casele de pensie să armonizeze și să-și legea e clară. Dar ei nu vor și plătesc la nivelul de 1000 de lei pentru o mamă. Deci generalul criminal, soldatul criminal, pentru că ne întoarcem la soldații criminali, și pot să dau exemplu Nițu Tiberiu Flaviu, un individ care el singur își face declarație ca să beneficieze de certificat de revoluționar. Procuror de curte de apel din Ploiești. Își dă declarația, spune, am tras în 21 peste clădirile din Dorobanți, am tras în 22 decembrie în clădirile din Dorobanți, ajunge procuror general al României, soldatul, și închide dosarul, pentru că sub el s-a închis, el era procuror general în momentul în care s-a închis dosarul. Deci, cineva spunea, domnul Mărieș, cândva ne băteam cu generalii, azi ne batem cu soldații care au ajuns generali. Care este șansa unui copil de victimă și care este șansa unui copil de criminal? Unde poate să facă școală cel de victimă cu 1000 de lei de la maică sa indemnizație și unde poate nu să facă vorba, a generalului nu cu... Nu e vorba evident numai despre asta, e vorba de a... Știu eu, închide rana asta până la urmă, într-un fel, prin aflarea adevărului. Știți ce se întâmplă? E clar că o bună parte din societatea românească, nu știu, probabil cea mai mare parte din societatea românească s-a prins
ca să zic așa, că în acești 30 de ani s-a încercat prin toate metodele posibile, tergiversarea, anularea, închiderea, redeschiderea greșită ca să se închidă iar a acestor dosare. Și Revoluție, și Mineriada din 13-15 iunie, cum tocmai am văzut săptămâna trecută. Și cea din 91, nu trebuie să uităm, Crinicianu, Frumoșanu. Așa, exact. Și atunci, probabil că există această percepție, e clar că oamenii nu o să ajungă vreodată în instanță, ce ne mai trebuie? De ce mai vrem să facem asta? Sistemul și-a protejat foarte bine acele odrasle, acei reprezentanți, nu, de orice anchetă, așteptând ca unii să moară, alții să plece, alții să se sustragă prin diverse metode urmăririi, să zic eu... că stați puțin că vă aduc eu un certificat că nu eram acolo, sau mai știu eu ce lucruri de genul ăsta. Primii 15 ani au așteptat să treacă, să se prescrie crima. N-au avut șansa asta. Pentru că am reușit să oprim dosarul și să comutăm, să mergem cu pedeapsa, să câștigăm încă 7 ani și jumătate termenul special de prescriere. Era 15 ani, dar dacă se lucra în dosar în perioada respectivă, putea să continue cercetarea până la 22 de ani și jumătate. Iar când s-au împlinit 22 de ani și jumătate, deja aveam votată legea imprescriptibilității crimei pentru care făcusem a treia grevă. Nu erau destule primele două ca să desecretizeze și să obținem documente ca să ne prezentăm la CEDO? Dar până când tot noi efort? Păi noi efort în zilele Revoluției. Noi efort în cele 6 luni cerând democratizarea României, nu un FSN cu mai multe aripioare, cu... a fost tot, o 6 luni de teroare, efectiv. Noi pușcărie. În iunie ne-a închis. Gata, ce mai ținem pe ăștia? Îi luăm cu totul din piața universității, îi băgăm în pușcărie. Noi procese, vreo 2-3 ani de zile am stat prin procese ca să scăpăm de pedepse de 15-20 de ani. Lovitură de stat, Mărieș, Iescu spunea Mărieș în America, spunea asta... autorul loviturii de stat din 18 februarie și din 13 iunie. Păi frate, am dat-o, i fi vrut să-l dau jos. Dar eu n-am tras în nimeni, n-am omorât pe nimeni. El ne-a omorât pe unde ne-a prins, ne-a arestat pe unde ne-a prins. Și după aia venim încoace, noi la comemorare. Dar vreau și eu o zi în care să spun victoria Revoluției. Nu pot să mă bucur decât poate victoria mâine... Revoluției, ziceți dumneavoastră, e completă, dacă vreți, sau e încheiată în momentul în care cei care au reprimat-o în sânge, nu în prima fază, vor fi judecați. Corect. Atâția cât să mă găsi dintre ei. Mai spuneți-ne un lucru, vă rog, pentru că vorbeați de acea grupare care din 22 a preluat controlul și așa mai departe. Da. Există această teorie larg circulată că a fost revoluție cu voie de la stăpânire? Sau dacă nu de la stăpânire, de la cei care urmau să devină noua stăpânire? Sau dacă nici de la ei, atunci un joc aranjat undeva între marile puteri în care se terminase cu toate regimurile comuniste din estul Europei, mai rămăsese România, naționalismul ăsta comunism dement al lui Nicolae Ceaușescu și nimeni nu știa cum să închidă povestea asta, drept pentru care s-a plantat o revoluție. Cum i-ați contrazice pe cei care vin cu teza asta că românii de fapt au fost împinși de la spate să facă chestia asta și că n-a fost o revoluție autentică? Nu-i contrazic, eu... încerc să aduc argumente logice. Este clar că în 1989 în Europa de Est au existat mișcări de rupere, să spunem așa, de regimuri totalitare, cumva o reformare a regimurilor comuniste. România rămăsese ultima. În Germania, în Ceoslovacia, în Bulgaria, în Ungaria, au existat, aș putea să spun, mici mișcări, cel mult revoluții de catifea în Ceoslovacia. În România avem parte de vărsare de sânge și vin cei care au produs-o și ne spun că de fapt în România au fost infiltrați agenți KGB, agenți nu știu de care, CIA, Mossad, agenturile franceze, bulgare, sârbe, maghiare ca să rupă România, ca să pună la cale căderea lui Ceaușescu. Dar ei vin și spun, domnule, România trebuie ruptă. Bun. Eu admit. Nu pot să vin să aduc contra-argument. Ruptă, ziceți, în sensul de a o rupe cu... de a o rupe, de a rupe Ardealul. Ceaușescu, da. Nu. A rupt în bucăți, de a rupe Ardealul. De a rupe Ardealul. Propaganda care a continuat. Mie, da. A continuat. Exact. Bun. Teorii da. Conspiraționist-o... Da. Întrebarea mea este următoarea. Domnule, am avut o securitate extraordinară, o armată fabuloasă, domnule. Păi bun, dacă am avut o securitate extraordinară și o armată fabuloasă, de ce n-ați prins voi agentura aia care venea să dea o lovitură României? De ce nu ne-ați informat și pe noi? Cu certitudine eram cu toții români și nici într-un caz îi vroiam capul lui Ceaușescu, vroiam jos comunismul, dar nu vroiam ruperea țării. Nu, nu există niciun agent prins, nu există niciun agent care să, eu știu, un conflict diplomatic, domnule, ne-ați omorât, da? Există ziariști de afară morți
și peste trei zile o să mergem în drumul taberei să dezvelească un monument pentru Denny Hove, ziaristul belgian ucis în 24 de colonelul Geantă, avansat în 28 decembrie, general de Iliescu, în fața unității l-am pușcat pe om. Avea niște casete și el. Pregătim un monument pentru Vișina, localitatea unde a fost doborât primul avion care a zburat de pe primul, ca să nu creadă lumea că nu știu, primul a plecat cu fata lui Pacepa în 22 decembrie. Să zicem al doilea avion care a zburat după căderea lui Ceaușescu, mergeau, piloții au fost anunțați cu pilotul, mecanicul și stoarzii au fost anunțați că merg în Iugoslavia să aducă sânge pentru răniți. Și l-au luat și pe acest ziarist englez de data aceasta. Și bineînțeles, după 60 de kilometri de la decolare, Stănculescu a dat ordin, a pus antiaeriană pe el și l-a dat. Lucrurile trebuie probate într-o instanță. Da. Nu, nu, nu. Păi sunt în dosarul Revoluției. Da, asta zic. Sunt probe în dosarul Revoluției. Nu e niciun... Nu mai e secret. Noi, la fel, decimați. Deci ziariși decimați, noi decimați, noi în pușcărie, noi la 2 metri jumate sub pământ, noi reținuți. Păi de ce ați sacrificat voi... Și de ce ne-ați sacrificat voi pe noi ca să vă folosiți, ca să-l dăm jos pe Ceaușescu, după care, de îndată ce v-a dispărut frica de Ceaușescu, începeți comunicarea, vă adunați la Ministerul Apărării Naționale și o iau de la început. Iliescu, Brucan și așa mai departe, da? Rațiu de la Direcția Întâia General a unei direcții de securitate și alții se întâlnesc acolo, pun la care complot împotriva Revoluției. Nu a lui Ceaușescu, Ceaușescu era plecat, era arestat, la revedere. Nu a partidului, partidul nu mai se știa de el. Nu a securității, pentru că securitatea și poliția, vine armata și dă comunicat în 22 decembrie și spune se subordonează din acest moment Ministerului Apărării Naționale. Armata conduce în România după 22 decembrie. Și atunci, dacă conduce armata după 22 decembrie și predă puterea unei agenturi KGB clar, ce armată am avut? După care ne împușcă să plecăm din județeana de partid, ne împușcă să ieșim din sediile de poliție, ale securității, din Comitetul Central, simbolul Partidului Comunist, din televiziune, din radio. Deci toate erau ocupate de noi, nu de ei. Ei erau șobolani, fugiți acasă, speriați, tancurile retrase din stradă și se spune domnul Mușat, Stănculescu a dat ordin armatei să se retragă în cazări pentru că a trecut de partea Revoluției. Stănculescu a dat ordin în București să retragă armata în cazern pentru că noi înconjurasem tancuri. Existau muncitori la 23 august unde se făceau probe la tancuri. Era frică că pică armamentul în mâna noastră. Ei se întorc într-adevăr în cazern care se pot retrage până la ora 14, iar la 14 li se dă ordin. Ne întoarcem pe platou, ne întoarcem la televiziune de unde am plecat și care este ordinul? Același. Nu dați voie demonstranților să intre în televiziune. Mai avem un minut, domnule Mărieș. Spuneți-ne cum ne raportăm sau cum ar trebui să se raporteze, iarăși mă întorc la cei care se uită, ori li s-a încețoșat așa cu acești 30 de ani perspectiva asupra acelor lucruri, ori unii care nu au o capăt abia acum despre momentul ăsta, 21 decembrie și tot ce a urmat. Să se uite cu respect, în primul rând, pentru că cred că merită respect de plin. Cu toții spun, parlamentari, președinte, prim-miniștri, domnule, respect pentru că libertate, democrație și așa mai departe. Dar în același timp să mai uite la ceva. O mână de oameni de la Asociația 21 decembrie, o mână, suntem 70-69, că mi-a mai murit un coleg săptămâna trecută, reușește să aducă aceste decizii CEDO care să mențină în viață istoria, că vorbim de istorie, domnul Radu Mușat. Și în același timp, când privește spre această asociație, de 69 de oameni, care nu are sediu în România, nu suntem de utilitate publică, n-am luat bani și sponsorizări de la absolut nimeni, cel puțin de când sunt eu președinte de aproape 15 ani, sau mai bine de 15 ani, nu. Și să privească în cealaltă parte. La președinte, la primul ministru, la camere, la miniștri de justiție, la șeful SRI-ul, la șeful SPP-ul, la șeful armatei, să privească la toți și să-i întrebe dacă 69 de ani, 69 de oameni au reușit să mențină istoria în viață. Voi de ce o strangulați? Voi cei care aveți putere să faceți dreptate. Mulțumesc și sunteți obligați de deciziile CEDO, adică de justiția europeană. Teodor Mărieș, mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi.